Întâmplător sau nu, fostul lider al liberalilor gojeni, acum independentul Dan Ilie Morega, a susținut astăzi o conferință de presă exact de la aceeași oră la care era programată și întâlnirea cu ziariștii a actualei conducere a Partidului Național Liberal Gorj. În timp ce Dian Popescu nu mai găsea cuvinte de laudă la adresa Uniunii Social Liberale, Morega o aseamănă cu un copil prematur, un avorton născut din doi minori, Crina și Victor. Din punctul meu de vedere, USL-ul este ca un copil născut prematur, un avorton, care acum se află la incubator, născut de către cei doi minori, Antonescu și Ponta, Crina și cu Victor, sub oblăduirea înțelepților Iliescu și Voiculescu. La polul opus, la sediul PNL, Dian Popescu împărtășea ziariștilor planurile de viitor și modul inedit în care va funcționa Uniunea Social-Liberală. Protocolul va realiza un consens între statul social și statul liberal, ambele proiecte speră să vină în interesul populației. Dan Ilie Morega este sigur că din această alianță, marele perdant va fi partidul său de suflet, PNL. Acesta spune că liberalii vor fi dați la o parte de către socialdemocrați, pentru că precedentul s-a creat cu ani în urmă, atunci când el se afla la cârma Partidului Național Liberal de la Gorj și a încheiat protocol cu PSD.